să construim împreună o resursă educațională pentru clasa a 6-a în cadrul proiectului CRED. Elevii participanți la această activitate vor învăța cum să trăiască împreună, cum să realizeze activități împreună, cum să coexiste într-o societate interculturală. Materiale necesare pentru derularea activității: hârtie, marcăre, creioane, postituri, ziare vechi, cutii de carton, bandă adezivă, eșarfe, mobilier școlar, flipchart, etc. Derularea activității. Elevii sunt împărțiți în trei grupe egale. Fiecare grupă își alege un lider, acesta în calitate de reprezentant al grupei va avea responsabilitatea de a strânge materialele și trei voluntari. Unul este legat la ochi, simbolizează faptul că nu vede, altul nu își poate folosi mâinile, iar cel de-al treilea nu vorbește și nu înțelege limba română. Materialele sunt amplasate pe catedră sau pe o altă masă în fața, în mijlocul clasei, pe care participanții le pot folosi pentru a construi o casă. Fiecărei grupe îi se alocă un minut pentru a cădea de acord asupra materialelor de pe masă pe care doresc să le utilizeze. Fiecare lider va avea la dispoziție doar 30 de secunde pentru a aduna materialele dorite. După ce fiecare grupă își adună materialele, vor avea la dispoziție 15 minute pentru a construi casa. După finalizarea lucrărilor, grupele vor avea discuții despre: a fost dificil de construit ceva împreună? Cum v-ați simțit în postura de persoană cu dizabilități sau care nu înțelege limba română? V-ați integrat cu ușurință în cadrul grupei? Dacă nu v-ați integrat, care a fost motivul? Ați întâmpinat dificultăți în strângerea materialelor? Cum putem conecta activitatea lucrului împreună de construirea unei case cu propria noastră realitate interculturală? O resursă educațională în cadrul proiectului CRED.